N-ai bani să plătești taxa de protecție, frate. Vezi? Dacă nu cumperi jocuri mai ieftine de pe G2A, să mai salvești tu un bănuț. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life cu Tudorel. Ce ați făcut, mă, nene, mă? Așa, am avut astăzi ședință cu mafia, am văzut care e mai activ, care nu e mai activ și așa mai departe. Am dat și o persoană care nu prea se juca cu noi afară. Și vom avea și recrutări duminică la ora 6. Mai multe informații pe Discord, dați acolo la anunțuri și acolo veți vedea toate informațiile necesare pentru a putea aplica în mafie, să vă spune acolo pe treabă. Deci, ce să zic, aplicați manevre, combinații, să fim bine, să nu fim bine. 1, 2, 1, 2, parcă mai bine acum. Aplicați la mafie acolo și ce să zic, să vedem care o să intre în mafie cu Tudorel. Dar până atunci, Tudorel, uitați-vă și voi, că dă șmecherii, băiaților. N-ai, mă, cum, n-ai cum. Tudorel vrea să facă ceva rele astăzi, că n-a mai făcut de mult. Hei, băieții! Băieții meu! O, salut, salut! Ai mașina mea, mă? Ce face, frate meu? Ia uite-l, băi! În basus! Opa, sus! Băieții mei, bă, băieții mei! Băi, nene, ați venit cu mașinile toți? Da, 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 da. Le lăsăm aici, le blocăm frumos, băgați-le bine acolo. Că astăzi merge cu asta mare. Agă-te tu foc acolo, eu vreau să stau în spate. Ia zi, frate, ce planuri ai? Eu vreau să stau în spate și eu un pic. Hai, conduceți voi sau conduc eu, boșile? Conduc care-o fi, dar urcați-vă măcar. Hai că vreau să-i șiruiesc. Te ajutăm să te urci, bosule. Eu stau aici, că mă pot urca, că sunt mic. Ține-te. Merge la bancă mare, băieții, că avem acolo, trebuie să scoți niște bani. Da, da, da. Dă-fă a treia. Dă-fă a treia, nu auzi. Vezi că poate să meargă mai turat așa. Mamă, asta e automată, ce prost sunt. E automată, dar schimbă greu, că nu e... Cum se numește, bozule? Aia-i șmecheră. Bă, nu-mi tăia calea, futu-ți morții, mătii. Stai pe lângă el, bozule, că e prost. Degeaba are mașină șmecheră. Alo! După banda a doua. Putuți morții, mătii. Mă, atâta, mătii. Hai, bă. Stai un pic, stai. Stai. Băjule! Da. Care-și, bă, în Lamborghini-ul ăla? Frate meu. Așa, frate meu. Du-te tu la primăria veche și vezi, poate racolezi pe vreun după acolo, da? Da, frate, acolo. Și ne întâlnim la banca mare. Îi spun. V-ați luat armile voi? Da, da. E blanau, sunt în ziua asta, seara asta și arupem. Și poate când terminăm, am luat după un site de ăsta chinezesc. Am găsit eu un grătar de la bună tot. Și... trebuie să mergem la magazin la noi să luăm ceva cărniță, să băgăm, să facem un grătar după aia, ce ziceți? Ooo, perfect. O să nu, frate, mă, mergem. Așa. Unde las mașina asta? Las-o mai în față, pe stânga. Pe gang acolo, pe gangul ăla. Aici, nu? Aici, da. Așa. Să o pregătesc de plecare. La chinezi aici. De aici luau grătarul, mă? Nu, am luat online. Plecăm noi. Exact. Nenea? Băi, ia vezi, cred că ai cursul. Că te-am luat și nebuna Rahova. A plecat, mă. I-am zis-o că are cursul. Tu ăla în gura măsii. Hai de bancă. È libera banca. Vezi, dar e banul pe acolo? Păi, stați la coadă, mă, dacă riscoteți bani. Dar nu dai drumul, bossule, cu bormașina aia, să vină și fratele nostru. Nu, vreau să deschis. Da, vreau să deschis. A, e deschis. Să mă duc să număr banii. Păi ce numeri banii, bă, că te să bagi bormașina prima oară. Nu umbla la bancă, se activează alarma, boss. Nu, că nu am bormașina. Atunci umbli la căsuța ta. Uite aici. Da. Mamă, ce valoare e pe aici. Hai să vină fratele nostru. Bossul boților. Cheful la femei. De toate. Eu o să mă duc sus. Întrebați și voi pe căscuță dacă mai are mult până ajunge. Dacă a găsit pe cineva. Da. Frățiorul, mi-ai mai mult. E pe drum. Boșilor, m-auziți de aici? Ok. Da, te auzim. Așa. Lasă o mașină pe gang acolo. E un gang acolo lângă bancă. Lasă o mașină acolo, adu-l pe săracul ăsta aici. Mamă, deci mi-a lăsat gura așa apă. Că mă gândesc la puii aia fripți. Aoleu. Mamă, niște costițe frumos sau ceva. Niște burgeri de aia, calamec. Mai bun calamec. O ceapă de niște mici. Facem și niște mici. Frățioare, l-am adus. Gata, a venit frățiorul cu... Hai, salut, bossule. Hai, salut, bossule. E de la pubertate. Îl jos acolo. Se înțelege. Acum îl duc acolo. Hai, mă, jos, mă. Du-te, mă, jos acolo. Acum e jos. Jos acolo. Și dai drumul cu bormașina aia, bossule. Frate meu, vino cu mașina aia sau dă-o în coagă, mă descurc. Iau. Am eu un sniper, să-l folosesc sau stau tot în bancă? Cum vrei tu. Stau toți în bancă, bossule. Multifuncțional. Suntem ca frații, stăm împreună aici. Da. Frate, vezi că e periculoasă. Aveți grijă, boss, să nu vă răniți, să nu vă rănească vreun polițist. Să ajungem și la grătar în seara asta. Gata, boșilor, dau drumul aici și... Fără manivelă! Înceapă distracția, frățiorii! Eu mă pun aici, la ușa din față. Gata! Sudez acum, dau... dau cu bormașina. Frate? Mamă, câți bani! Te duci tu în față să negociezi cu ei? Sau rămâi? Hai, că mă duc eu. Să-mi zici mie unde să stau. Unde vrea puțica ta. Stau în spatele aici. Așa, da. Uite, poți să ții aici, vino. Hai că mă pusă-și, frate. Tu ești, mă, pe aici. Care a trecut, bă, mi-și pe aici, bă! Da. Îi poți să scoci astuia. O să fac roaming, îi mai prind printre uși. Să verific punctele. Da, se închid. Hai mai repede că s-au sirenele. Hai că s-au închis ușile dacă e. Ăla e bosulică. Stai un pic aici. Așa. Băi, bosule, mă auzi? Aoleu! Păi, Vali! Da, șefule, pasă. Merge bormașina, are baterie. Merge, deja am luat 5.000 de euro. de lei. 5.000 de lei și niște tablouri pe aici, am văzut. Dă-ne dracule tablourilor și noi doar banii, boss. Iau doar banii, da, bossul? Eu nu prea sunt artist, așa. A, da, asta nu-i nimic. Eu le-am cu Jordan. Dacă vrei tu să le vezi mai departe, ia-le, boss. Cine ține ieșirea din spate? E cineva aici? Da, da, da. Așa, bossule, așa te vreau. Ăla e, bossule. Hai, de magă cu mine în sus. Afară! Afară! Joci tenzura. Dacă intră cineva, eu voi omorâ o static, cum auziți? Lăsați-o static în pace, domnule. Am un static și nu știu ce e, că nu l-am cunoscut. E un străin de pe stradă. Stradă? Da. Vreau să aud staticul, domnule. Îl vedeți mai târziu, că acum e jos acolo cu băieții. Vreau doar să-l aud. Vreau doar să-l aud, atât. Băi, mă auzi-o, staticule! Mă duc eu să-l aduc. Vali! Mă duc eu să-l aduc. Da, 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 șeful meu, patronul. Dă-o palmă lui ăla să zică ceva, să vorbească. Mă duc eu să-l aduc. Vorbește, mă, futu-ți morții, mătii. Adu-l încoa, bossule. Păi, eu dau spargerea, bossul meu. Așa, ridică. Nu, nu, că vine frate-mi. Bine acum, nenea, să vă ducă o staticul, să-l vedeți. E viu? Colegul, du-te la cealaltă ieșire. Încă e viu staticul. Lăsați domnul staticul în pace, ce v-a făcut? Nu i-am făcut nimica. Gata, aici rămâi, nu te miști punctul ăsta. Vino cu mine aici. Veniți să-l vedeți, să intre doar un polițist cu mâinile sus. Uite, mâinile sus, bolăviule, acum, hai, uite-l acolo, e viu, îl vezi, îl vezi? Da, da, da. Pleacă acum. Ia zi ceva, băi, ești bine? Doi ceva pentru static? Nu. Doi ceva pentru static? Îl ținem aici ca să fim în siguranță, să nu ne omoare cineva. Haide, ieși! Vă frumos să nu-i faceți mică. Hai, o static înapoi, jos. E regulă, o static e viu. Colegii au static, colegii au static. O regulă, cealaltă ieșire e tot în regulă? E în regulă, e în regulă. E... m-auziți, bă? Da, vă auzim. Și eu pe voi. Deci, nu vreți să lăsați staticul pentru nimic, nu? Doamne, îl lăsăm. Promit că îl lăsăm, dar nu acum, că acum bagă fratele bormașina în fierul ăla. Ce doriți, doamne, ca să puteți să lăsați staticul în pace? Să ne lăsați să facem extragere, avem o extragere din cont. Mă înțelegi? Nu știu a cui e contul. Am înțeles. Dar jură, niște bani, a cui o fi. E atâta. Viața e grele și e plină de dureri și probleme. Eu sunt mic, eu n-am probleme, okay, dar domne, îmi plac bani. Atunci o să vă lăsăm, să terminați șaful și dorim ca o staticul să rămână viață pe jaf. Sigur, nendea. Aveți să-mi dați un număr de telefon să vă sun eu că ne dăm drumul? Să vă anunț așa? Noi o să rămânem... Vreau să rămânem aici până când se termină capul și să plecăm cu staticul. Dacă este nevoie. Nenea, aveți fetița? Aveți un copil? Nu, doamne, nu. Vreau să vină un polițist care are fetiță mică, dacă există. Nu avem, nu avem. N-aveți niciunul copii? Am eu, una de 12 ani. 12 ani are! 12, face 13 acum, în aprilie. Mamă, nene, i-a crescut țățele? Așa, un pic. Fălu! Pe ea, tigurile, pe ea. Așa vorbești, nenea, de fica dumneavoastră. Da, păr, i-a dat acolo. Nu, nu mai fac. Doamne, da, ce întrebări sunt astea? Sunt și eu curios că sunt la pubertatea așa. Și... bă, m-am uit și eu la filme tale pe telefon. Și mă gândeam, poate găsești și eu o zdeanță de vârsta mea. O târfă. E fată cu minte, domnule mea. O fac eu târfă. Îmi fac treaba cu ea o săptămână, două și o bag în Anglia, la produs două sânge de zdreanță. Așa de mic, domnule. Nu vă dau, domnule. Domnule, vreau să vină așa... fiica dumneavoastră aici, să-i dau băiatul. E... doarme la ora asta, e doarme, face teme, nu știu. Adevărul e că e și cam târziu un pic. Ce să faci, băi, nene? Da, telefon are și ea telefon? Da, i-am luat eu acum pe abonament. Mamă! Să-i dați, vă dau numărul meu, să-i dați numărul ei, al meu. Și ea să-mi trimită nuduri pe Insta. Da, domnule, și cum vă cheamă ca să-i spun? A, nu mai lasă, nu mai vreau. Nu vreau să vă zic cum mă cheamă. Mai aveți extragerea de cont? Să extrage acum, dar merg greu cu calculatoarele alea, domnule. E greu cu ele. Ca ăștia de la IBM, de la vechi. Eu nici nu eram născut atunci când au inventat ăștia calculatoare și au de alea de pe... Nu cred, domnule, că... nu cred că, domnule, ca o IBM. Sunt prea vechi. Domnule, dacă eu zic e Pentium de la vechi. Colegul mai au din joc, mai au din joc. E Pentium de la vechi, domnule. Colegul ne auzi? Da, colegul vă aud, 1-2. Recepționat aici. Recepționat. Ofițer... pandache sunt. Retrageți-vă, vă rog frumos, că nu mai are nimeni în bancă. Copilul amic de jefuia a plecat. Practic. Cum a plecat, domnule? Glumeam, domnule, vorbeam cu ea de la dumneavoastră, am crezut că mă aud și ei din stație. Frate, frate, hai că trebuie să vorbim ceva. Hai, dumneavoastră aveți stație? Nu! Dar țipam tare ca să mă audă din stația dumneavoastră, n-am eu stație. Frate, am primit mesaj că fratele Vali o să termine curând, în câteva secunde. A terminat de cernetă. Dă-te la ușa aici un pic, nu-i lăsa pe ăștia să intre, că dacă... bă, nu intrați, dacă mor un static! Băi, fie, băi, bulangiule! Colegii, îndepărtați-vă, colegii, îndepărtați-vă. Dacă intră cineva aici... deci fiți atenți! Moare și de-așa staticul. Băi, băieți, poliția, mă auziți? Poliția, mă auziți? Băi, nene, au plecat aia. Stai așa că dar trag eu, nu știu să o deschid. Dă-te, poate drobește. Nu trage că după aia trag și noi. Poliția, dacă mă auziți, să știți că noi vom ieși pe aici, pe ușa asta principală, să nu intre nimeni. Aici, boșule, da un pic. Să dai eu un telefon. Colegul. În față acum, în față. Nu. Gata, bosul. O parte e altă. Asta așa nu plecăm acum. Un pic. Arătare un pic. Să dai eu un telefon la cineva. Șeful meu, patronul meu. Alo? Alo? Miguelito, trabajo. ¿Me auzi? Hola, sí. Yo necesito una carro o máquina a la banca, madre. ¿Quién es? Tudorel. Ah, sí. ¿Y con qué quieres que te ayude? Quiero te ayudar con ayudar la banca, al Sparbanca, en Balmus la vida. Sí, un minuto. Sí. Ar aparaintar de la stânga. Ok, zi. Hai, papa. Ușor, m-auziți? Da, da, da. Da, da. Opa, opa. Stai acolo, o, săracule. Da, gata, stai cu la ușă. În genunchi la ușă, băi, hai. Repede acum, hai, hai. Una, doi, una, două, una, două, una, două. Gata, gata. Hai, hai. Stai aici. Stai aici, în genunchi. Acolo stai. Aici, frate. Dă-ne polițiști. M-auziți, poliția. Aici, gata, în genunchi, în momentul ăsta. Poliția, mă aude poliția. Noi vom ieși pe aici imediat. Colegii nu trageți, colegii nu trageți. Ieșim pe aici imediat, nu trageți, da? Nu trage! Mă, puneți la colegul dumneavoastră să nu mai tragă. A, repede! A, repede! Big Miguelito! Miguelito! Dai, Miguelito, dai, 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 dai! Haideți, băieți, mașina, repede! Hai, mașina! Hai, Hola, chica! Oh, on the fire! Rupel! Gata, gata, gata! V-ați urcat toți? Aoleu, aoleu, mă împușcă! Donde vamos ahora? Si, señores! Vamos la playa! Da! Vamos, practic, acasă! Vamos, vamos! La mamaia! Wait! E imediatos! Putos, putos. Drumos, drito, drito. A votos deja unul. A derecha înapoi. A derecha aici. Așa, băi. Ai banii la tine, da, bossule? Oleu, aveam ăștia, aveam... Trebuie să mergem să-i ascundem. Nu mai ascunde, că-i ascundem altă dată. A, bine, bine. Îi iau. A derecea paratrii, malachie. 100 de milioane. 100 de milioane. Nu, glumeau, șefule, 100 de mii, dar îmi plăcea milioane. Pula ta ce după mea, Doamne. Eee. Gata, deleciu, că ne strici aici scările. Miguelito. Bravo, Miguelito. Bravo, Miguelito. Haideți, boșule. Bravo, frății. Miguelito, quieres mâncar cu noi grătaros? Si. Miguelito, tienes îmbrăcăminte de bucătaros la tine să faci și tu grătar, știi că tu ești... Tu ești de la, tu ești mexican. Da, fac eu, las că fac eu, haide băi, în spate. Mă duc să aduc cu baxul din frigider. Da, da, da. Bă, dar n-am mai mers să luăm și noi de la noi, de la magazin. Mâncare. Mai am eu niște carne. Miguelito, îți mai tu cumva din greșeală, așa? Lasă că mai am și eu ceva, am și eu. Dacă mă duc în casă. Mergeți în spate, duceți și pe Miguelito în spate. Dar vine cu mâncare acum. Ien după mine. Miguelito, românești, nu parlare tu o țără așa. E parlare cu de-astea. Păi nu... Miguelito, contesta-mi, Miguelito. Miguelito, că... Tudorel. Yes? Me credo comi coce? Ce, mă? Ce-a făcut, mă? Contesta-me, Miguelito. De ce nu mă contesta? Ia zi. Vamos afuera, Miguelito. Con qué carro va? No carro. Miguelito, eu te quiere. Tenemos mâncare. Mergem în spatelo. Eu tengo pui from frigidero. Băi, nene, asta nu vorbește nimic. Micareto, Micareto. Miguelito, no caro. Vamos a la spate aici, la grătaro, că avem mâncare noi. Ah, ok, ok, ok. Tenemos pui și de-astea. Hai, băieți. V-ați asigurat că nu e nimeni în spatele nostru? De când au văzut pe Miguelito ăsta, au fugit de toți, mă. Uite, tine mă, sunt grătar aici. Face și e grătar noaptea, că na. Oricum e lumină aici. Ia-mi zi, frățioare, unde pun boxurile? Bagă-le, uite aici, fii atent. Aici, lângă. Uite aici, jos pe... asta albă, ca să nu intre furnici. Aici. Aici. Acolo merge, da. Ăla-i, boșule. Ia spune-ți ce mâncați. Hai, frate, că mai am unul, ia uite. Da. Ești plin de băutură, mâncați-și gura ta. O, e timișoreana. Eu quero hamburguesa de polo. Eu pusez ceapă de porc. Mama. Care mă ajută să luăm și paharele, farfurile, cuțite, tot din casă? Mâncăm aceea. Azi luăm cu mâna. Mâncăm cu mâna? E... Avem 100.000 și mâncăm cu mâna. Bravo, bă. Da, băi, băiatule, bă, că ne întâlnim viața, bă, nu stăm ca fraieria. Miguelito, lasă banca acolo, Miguelito. Bă, nu stăm ca toți fraierii cu furculițe, cu dalea, mă, vă, nu știi, ești șmecher, băi. Ești șmecher, mă, fioți. Ce faci, bă, dai iarba? Da, erau două fire așa mai crescute, mai rebele, ce-am zis să le tai. Uite-ți, boșilor, acolo. Bam, porc gătit frumos. Da, așa să mai bag. Ce ziceați că mai vreți? Miguelito, quieres comer? Mici ai? Quiero hamburguesa de polo. Burgeros de pollo? Si. Vamos a la burgeros. Așa se fac. Care vreți, bă, friptură de porc? Eu. Bagă aici. Uite aici. Dă-i lui fratele primul. Ia fă. Într-o mână, uite. Perfect. Exact pe stilul meu. Ia boșul de acolo, bagă. Hai să rămână. Ia poftă. Ia uite ce bagă la bere. Mom. Mamă, e os, e forță mâncați așa. Ai făcut-o foarte bine. Vă băgați și voi, mă, dacă vreți, dacă nu vă place. Băgați acolo la grătar. Așa că-ți dau eu ce mi-am până la mine pe aici. Așa, na. Na, dai aici, na. Hai de capul meu. Mersi. Încă una cu iuțeală pentru toți de aici, din sală. Eu n-am pretenții. Iar încerci, mă, nebunule, să faci stand-up. Dacă iau și o bere de-aia bună. Bă, mor de nu fac, bă. Este lista la hamburguesa? La hamburguesa, este lista, si. Știți, bă, de ce au dat cine încălzire pe spate? Băi. Să nu-ți înghețe mâinile când o împingi. Boșule, cred că ți-am dat burgerul ăsta. Te dai burgerul, bă, omule, că i-l-am luat. Dar fă-i tu un burger, că ne bate ăsta aici. Ii, Miguelito, burger sau... Imediat? Fă-i un burger. Am eu un burger de pui. Dă-i acolo. Lasă că e de săptămână ăla, dar nu contează, cum se prinde? Nu știe, bă, că stai obișnuit în Mexic. Sănătoși. Ăștia în Mexic mănâncă numai virdea cu tequila. Da, iar capul ăla, dracu. La viermi și la Mexic. Carne crudă. Nu, așa este modela. Ți se pare. Așa e modelul, Miguelito, auzi? Mănâncă cu încredere. E în sânge, E sunată well done. Mănâncă că e bun. Îmi dai boșule și mie să mănânc și o bucăță de ceva. Dă-i boșule și la Tudorel să mănânce. Chiar una hamburgheța de polo. Dai băi, nu să hamburgher să pui cu ei. A, bă, că se fa mai greu. Stai de vită, mă, stai care de vită. Caliente, ia o pauză, băi, Miguelito, stai așa un pic, că nu-i chiar așa. Las că merită, că a venit cu mașina aia la nouă. Miguelito, chiar să... Păi da, așteaptă și lumea. Gracias. Cu plăcere. Chiar corona? N-am corona, e Romanian corona. Este Timișorena. Ah. Ok. It's on the floor here. Da, și taci că-i bună. E spara iarbă de aici, de jos, ok, dacă vrei. Mai avem 6 biti. Ale mele sunt 4. Gracias. Ai noroco. Ce bine e întâmplarea asta. I-ați dat vă burger de pui la vă? Acu se faci. Da. I-a dat frate-mi. La servete. Eu mă duc să fac o baie. Bagă, bossule, bagă. Ia zi, Miguelito, mai vrem un burger să le pui? Ce? Un burger, mai vrei? Le pui? Si. Bossule, nu acolo că mi-o mor pește de pui. Să nu vreau. Băi, dă-te că mi-o mor pește. Ce fă, ai murit? Nu mă, s-a băgat în apă acolo. Băi, îmi pus pește la bă, pește în apă aia. Acolo, amărâtule. Mi-o mor pește, Miguelito. Băi, ați luat piscina, mă. Uite, piscina aici, bossule. Ia, vin cu Miguelito, ia. M-am mutat, am picat Tudorele în apă. Hai că dau și o tuă de bazin dacă tot m-am udat așa cap. Tot așa, Miguelito! Bagă-l pe Miguelito! La capeta, Miguelito, trabaco! Băieții, facem manevră lui Miguelito să-l aruncăm în apă? Ce facem? Manevră lui Miguelito să-l aruncăm în apă. Hai! Hai să-l facem! Mamă! Miguelito! Hey, man! Si. Do you see the water there is a nice fish? Look at the fish. Nu te mai acolo să vezi. No. Dai. Ial. No, sorry. Disculpame, no quiero morir. Oh, Miguelito. Miguelito, lasă arma acolo, că suntem tovărăți, am dat burger. Dacă mai fac și o ceafă de porc. Bag acolo să crești mare. Băi, lasă bă, omul poate. Miguelito, te-am prins! Ia uite. Bă, vezi că lasă-l neacă, bă! Îl neacă pe Miguelito să moară familia mea. Da, mă, că nu se neacă, bă, că știe. Le are goda astea. L-a pus cu cătușii la mâini în apă. Bă, dar greu să face, bă, porcul ăsta. Așa se face cel mai greu. E păsadă, Miguelito, apă rece? Te-ai supărat, bă, Miguelito, bă! Me voy ahora, gracias por la comida. Nu, espera para tu hijos tengo carne. Para tus madre. Așa cum zice. Tienes porco ceafă? No, gracias. Tienes. Fac cinste. Tus hijos ar morți de foame. It's ceafă de puerc. Gracias. Ok. Gracias, Miguelito. I will give you money in the bank. Yes, ok, nice, ok. Sì, me voy ahora. Yes. Don't eat just for the puerquis for your kids. Ok. Adios. Adios, amigos. Ah, Miguelito, te pup. Miguelitos, vaginos, para tus hijos, carne de puerco. Da, mă, că a plecat. Și eu. Ce dai cu bine, băi? E băia bun, mă, dar nu prea vorbește la așa, e de la mai serios, așa. Te putea și mai bine. Păi da. Că uite-l pusă, bă, ce faci, mă, frate -mi? Om bune, să-l văd de acolo, veni cu tancul. Semi-tank. Ia ce faci, eu? Ce face, bă, ăla de dărâmă casa? Aduce-vă, după ce ai mâncat, ai zis să bași niște plătări, este? Păi, da, nu. Energie de la bere. E bune, Miguelito ăsta. Mai bine, bă, băieți, mă duc să bag un pui de somn acum, că am mâncat ce mi-am umplut burtică. Și mă duc să dorș un pic, voi mai faceți. Uitați la grătare, faceți ce vreți voi aici, simțiți-vă ca la mine acasă, da? Da. Sigur. Eu m-am acum niște fetițe, ne facem da, și noi de acolo și voi o bucă. Dă-mi pedale. Hai, ceau băieții, pup. Salut, domnul. Da, fraților, cam ăsta a fost episodul cu Mafia. Eu nu sper că v-a plăcut, pentru că știu sigur că v-a plăcut. Pentru că mi-a plăcut și mie foarte mult, a fost super mega șmecher. La episodul ăsta, dacă nu strângem 3000 de like-uri, nu mai fac episoade cu Tudorel în viața mea. Deci dați un like acolo ca să-l ținem pe Tudorel în viață. 3000 de like-uri înseamnă 3000 de guri de aer pentru Tudorel, ca să trăiască și el. Deci, cam asta a fost. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și noi ne revedem data viitoare. Ciao. Da, în sfârșit. Câteva minute acolo mi s-a blocat și webcam-ul, nu știu de ce s-a blocat, habar n-am de ce s-a blocat, pentru că nu e un webcam normal, e bita mai DSLR-ul, pana mea. Dar s-a blocat și nu știu ce s-a întâmplat, deci dacă ați dat comentariu că vezi că s-a blocat camera, Leo, știu că s-a blocat, n-am ce să-i fac, am pus episodul așa acolo cum a ieșit șmecher. Asta este. Ce mai întâmplă? Dați like. Stai! Pedofilescu Virgil de la Poliția Română. Prietene, văd că nu te-ai abonat la Epic Shorty, așa că dai click imediat aici și abonează-te. Aici ai un video ales de YouTube, iar aici am ales și eu video ăsta special pentru tine. Și sus aici, bineînțeles, că ai Instagram-ul meu. După ce mi-ai dat follow și toate cele, nu stați degeaba, nu blocați intersecția, că n-are niciun sens. Circulați, vă rog frumos.